Cumpărăm pește? Produse din pește? Cred că trebuie să fim mai atenți și mai responsabili ca niciodată în momentul în care discutăm despre astfel de produse, mai ales cele care sunt proaspete, fiindcă incidența din perspectiva faptului a nu-l păstra în condiții proprii noi sau trasabilitatea acelui produs s-ar putea să ne aducă mari probleme de sănătate. Dar când discutăm despre peștele proaspăt, cumpărat din hipermarketuri, supermarketuri, piețe, agropiețe, mai știu eu de pe unde, să fim foarte atenți, să luăm neapărat bonul fiscal, fiindcă nu este certificat de producător pentru cineva care să producă pește. Așa că cumpărăm din spații autorizate și amenajate, luăm bonul fiscal, să fim siguri că acel pește vine dintr-un lanț de trasabilitate, că avem documentul fiscal ca în cazul în care, Doamne ferește, se îmbolnăvește copilul, bunicul sau noi, să avem dovada justificativă. Ce am cumpărat, de unde am cumpărat, când am cumpărat, de la cine am cumpărat, pentru a putea recupera dauna materială și morală. Iar pe cealaltă parte, când discutăm de pește congelat, pește la conservă, trebuie să fim foarte atenți. Data de congelare data de expirare a produsului respectiv și modul de depozitare a unui astfel de produs. Când discutăm despre un produs proaspăt, putem să avem anumite probleme din faptul că sunt anumiți viermișori, tot felul de minuni care pot să existe în peștele proaspăt versus peștele congelate acolo au fost distruși. E adevărat că prin tot ceea ce înseamnă procesarea unui astfel de pește la temperatură mai mare, dispar, dar să nu uităm că și în România au apărut tot mai mult consumatorii care mănâncă pește crud, tartar, sushi, mai știu eu ce, tot felul de tipologii de genul acesta și aici trebuie să fim de două ori mai atenți când discutăm despre achiziționarea unor astfel de produse. Iar nu în ultimul rând, când ne uităm pe conservele respective, trebuie să ne uităm neapărat și ce înseamnă aditivii, conservanții, ceea ce se regăsesc în produsul respectiv pentru a decide în cunoștință de cauză. Iar când discutăm de produse preparate, semipreparate din părește icre și mai știu eu ce, să ne uităm la acele salate de icre că s-ar putea să ne trezim siderați că conțin doar 5% icre și din acele icre e acea expresie tamarin în care sunt icre de tot felul de pești, balauri, brontozauri și tot felul de lucruri despre care nimeni nu știe ce înseamnă și de unde vin acele icre, ci sunt vrac de la toate speciile de pești adunate într-o singură expresie și atunci să decidem dacă vrem icre de crap sau vrem icre de somon, vrem icre de balaur sau vrem icre de brontozaur. Important este să decidem noi pentru noi citind eticheta, iar dacă avem o suspiciune cu privire la ceva, putem să facem o reclamație, dar nu înainte de a descărca aplicația gratuită Infocons, scanăm codul de bare a unui astfel de produs preparat, semi-preparat, avem toate informațiile despre produsul respectiv și putem face direct o reclamație prin aplicația gratuită Infocons sau, dacă nu, prin secțiune SOS din cadrul aplicației avem toate numerele de urgență atât la nivel național cât și la nivel județean, iar dacă plecăm în afara României avem toate informațiile în limba română despre produsele pe care le vom scana agroalimentare, iar dacă vrem să facem o reclamație avem toate numerele de urgență din țara de destinație unde am ajuns, fiindcă Doamne ferește, un pește cumpărat nepăstrat în condițiile care ar trebui să fie păstrat și în termenul de valabilitate ne poate produce anumite probleme de sănătate extrem de grave. Așa că cumpărăm pește din spații autorizate, că e de la restaurant, că este de la supermarket sau din piață, bonul fiscal neapărat pentru produsul respectiv, modul de depozitare și condițiile de depozitare a acelui produs, termen de valabilitate dacă este cazul și ne exercităm dreptul de a face o reclamație dacă produsul nu este conform.